Salta. Ok, bă, că să-și miroase mâna. E, știm noi ce ai făcut, mă, Trevor, cu mâna aia, așa, șterge. Mă rog, bine ați dat click la un nou videoclip și stai, e spartă ușa la asta, cum am observat. Văd că da. Ne ce. A, cam o cursă valabilă, ok. Ia, eat shit, dai, frumos. Dar nici nu știu când am mai intrat în GTA 5. Ce naiba plânge asta? Ok, văd că avem un apel. Ok, n-avem chef așa, hai să mergem la warehouse. Urcă Trevor, nici nu știu pe unde-i. Warehouse-ul ăsta o să avem ceva de condus, se pare. Hai, dă-i tare. Și, a, deci pot să schimb așa direct, mie îmi convine. Hai mă, schimbă-te așa. Nici nu știu când am mai trăgit de 5, cred că de aproape o lună. Habar n-am. Nu știu dacă am mai zis sau nu în clipurile anterioare de GTA că am schimbat programul care filmez, da, sigur, asta. Hai mă, dă schimb, nu pot, așa. N-am caz că n-am mai zis sau n-ați văzut clipul respectiv. Am schimbat programul care filmez din cauza unor probleme cu sunetul și ăsta face clipurile mult, mult mai mari și dacă le mai fac și în 60 de FPS-uri mi-am umplut hard disk-ul. N-am hard disk mic, dar filmează câțiva giga pe minut și să filmez vreo jumătate de oră, bine, de tăiat mai tai din el oricum. E nasol că eu filmez mai multe clipuri la rând, după aia mă apuc să le editez. Și când zic să editez, mai tai așa din ele și nu tai din ele de le dreacu. Nu le tai de tot, știți? Gen cu mega cu mașina, dar nu comentez nimic pe fundal. Fac mai... Tai un pic, să nu iasă clipul prea rând, să nu-mi dureze nici prea mult randarea. Da, mai bariera pusă de acolo. Muci pe mașina asta. Și am claxonat-o pe grasaia, hai, du-te înainte, Michael-e. Nici nu știu dacă am... Ce asta? Cui GPS inventory, ok. Stai că mapa era aici. E mult... Ai de capul eu cât am de mers. E, aia, conduce și noi un pic. Măcar aș mai comente și eu ce... Am mai făcut ultimul timp. Ce subiecte la mod acum pe YouTube? Bă, aș putea să zic de porcăria aia cu generația stricată, dar s-a dus de mult. Am văzut că am și eu comentarii. Da, bine, asta a fost în glumă. Cu strâng generația la cel mai cancer video 2. Am văzut că a strâns destul de repede, 60.000, 50.000, 60.000 de vizuri și acolo stagnează. Și ăla cu jocurile pentru PC-uri slabe a pupuit așa totuși 50.000. Și na, am avut problemele cu PC-ul fix când începea să crească activitatea pe canal, adică ați văzut. Până să zic că am revenit, mare revenire ce a fost și după 2 săptămâni, că aveam probleme cu PC-ul. Că eu credeam că trebuie să schimb sursa, dar până la urmă a fost doar să pun niște pastă pe procesor, că mi se tot oprea când randam sau filmam. După ceva timp, pac, se oprea. A trebuit doar să-i pun pastă, că nu mai avea pic de pastă pe el, era uscat, era gen asfaltul în București vara. Crăpat, încins, spunea unul pe el și îl prăjeai. Sau cum e agricultura la noi aici, de crapă pământul, se face deșert Sahara. Mă rog, chicul mi-a zis zilele trecute și că au fost vreo 7 popi la mine în site, s-au rugat să vină ploaie. A dat o răpoială de vreo 15 minute. Acum, nu știu. Dacă chiar au fost fix, au fost 7 popi. O fi oare coincidență, voi ce ziceți? A plouat că s-au rugat aia sau s-a nimerit să plouă și pe la noi când a mai plouat de mult? Lăsați-vă părerea în comentarii. Să comentezi ceva și de generația stricată? Ne. În schimb a apărut un viral de ăsta nou, un meme nou. Hai să dau skip aici. A, ok, văd că trebuie să-l torturez pe ăsta. Bun, mie îmi convine atunci. Zici că a, și trebuie să aleg. Pick a weapon. Ok. Ăsta cred că e pulsul. Deci să aleg o armă. Ce avem? Clește, benzină, cabluri, cheie franceză. Ia dă astea. Am văzut la wrestling că l-a pus unul la testicule. Hai că încercăm și noi, ia mă. Îl castrăm sau ce facem? Deci, hold așa. Celălalt. Și E ca să le opresc, am înțeles. Ia de aici. Hai, dai, 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 dai. Deci că ai ajuns. Mă, ce se fum din el. Asta nu era ce l-am salvat de acolo, cred că da. Hai mai dau niște skip-uri așa că este clipul prea lung. Și vă chiar trebuie să merg la drum.
E, măcar am văzut cum l-am torturat pe ăla. Ăla numesc eu un iez extrem, că nu mai murdară mașina. Mă rog, unde a rămas? A, da, a apărut un meme nou. Nu chiar meme, dar o chestie virală care chiar mi se pare un pic nostimă. Unul mare de vreo 100 și ceva de kill în view. Bine, și în mort, cred că tot atât are. Care zice, nu-i problemă de război. Și începe așa să își măsoare pieptul, face 90 și măsoară mâna, 65 face. Și după aia tot el cerea după ajutor că a venit unul în hanorac negru, nu știu cum, că i-a spart capul. Nu e problema de război! Nu înțelegeți că nu e problema de război! 90 65. Vă rog să mă ajutați! Băiatul cu tricou negru a venit, a dat cu la copii cu spray-ul în ochi, lui maică mea, a băgat spray în gât și mie mi-a dat cu pistolul chiar aici, mi-a spart capul. Ajutor! Ok, lăsând deoparte chestiile astea, deci avem o valiză, probabil că e money in the bank-ul, cine știe că și așa se apropie, ia ceea ce avem noi aici, montăm un sniper, ce drag face asta? Da, montează un sniper. În final, nu știu ce trebuie să facem. Oho, deci am luat astea. Hai să luăm creștele. Hai, scoate dinții! Eu cream că îl luăm de coi, dar sper că nu. Hai mă, nu ești toată dintele. Ea e și bun. Decât să smulgă o dinte, eu mai bine ziceam ce aveam de zis. Lasă-mă în pace. Haide, bă, cred că o dure să smulgă un dinte, dar de la bun. Haide, capul meu. Ai de capul meu. Ok, de find the target. Ce target trebuie să iau, nu știu. Deci ăștia la balcon așa, ăla. You see anyone down there who might be in Azerbaijani? Fuck do I know? You might be in Azerbaijani. Ok, nu știu pe cine trebuie să caut, dar mă uit așa pe aici. Eastern, adică orient, nu? Deci un oriental, ăsta ar fi. Bărbuț de ăla. Make a call, Dave. We're gonna need some more info. Ok, deci îl punem pe ăla să sune. Ah, îl luăm pe Trevor, ok. Dă-l încoa pe Trevor. Hai că dacă e să-l... Dă-l mă pe Trevor, n-auzi? Aș... Rotița mătii, dar gata, dă-l încoa pe Trevor. Iar îl... Hai că-ți curăț ce mai face băstuia. Deci... Am folosit, i-am smuls un dinte, l-am curentat, îi dăm cu, îi dăm, nu știu, îi dăm foc. Hai să-i spargi, hai să dăm cu asta, nu știu, să-i dăm. Deci, așa sau așa. Pa, 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 pac. Hai asta. Ia mă, ce facem? Sper că până mă folosești pe cealaltă, ia. Aoleu. De ce are barbă? Ok, am înțeles, deci bulangiu pe care îl caut are barbă. Uite un bărbos. Mai e un bărbos aici. Alt bărbos. Sunt mai mulți bărboși. Stai chiar cred că ne dă într-un cațin acolo. Deci clar în casa asta trebuie să caut pe vreunul. Ok, hai că îl și ne creăm benzină. Hai mă, dă încoa, dă încoa și benzina. Hai să vedem ce face cu benzina. Ia. Bagă benzină pe gât, ce faci, dă foc. A cărțul că lovește în testicul. Bă, mai un pic și boare asta, ia uite și tu cât e boare aia acolo, cât a puls. Ia, îi pune aia pe față. Ai de capul. Ceva de genul a văzut în prison break, numai că i-a pus o de aia de plastic și apă. Da, merge și așa cu benzină. A, ia apă și asta. Dar practic nu mai poți să respiri din așa ceva. Ia
De ce ne mai zice ea? Haură, ce-a făcut ăstea? De ce drept? De ce dreptat și ceva că fumează? Deci țigări roșii, ceva Redwood. Deci țigări din lemn roșu și e dreptaci. Hai să uităm pe bărboși. Ăsta-i stângaci. Ăsta-i acolo, dar nu-l văd că ăsta se droghează. Uite ăsta. Uite ăsta. Sper că nu se vede că facem oameni și înțeleg. Deci dreptaci, țigară, bărbos. Cam ăsta ar fi. And now what I have to do, să-l împușc? Stai să văd dacă mai e unul. Deci să-ți uite, bărbos, dreptaș, fumează. Unul acolo. În partea asta mai e vreun dreptaș, bărbos care fumează. Ăștia nu fumează, deci doar ăsta ar fi. Și trebuie să-l împușc? Probabil că da. Ia de aici. Michael, what the fuck is wrong with you? What, I had my eyes on a target. Listen. Anyone in that joint's got as much chance of being a threat to national security as the next guy. Steve, it's blown. Deci n-a trebuit să-l omor. Ok. A party girl was killed before an ID was made. Retry. Am crezut că trebuie să-l omor din start, deci să-ți uite ce zice. I'm telling you to assassinate a guy because he's a threat to national security. The rest is details. Deci nu trebuie să-l împușc, ok. Nu știu ce mai vrea să fac. Că nu înțeleg. Să fac. Fuck! Păi cam ăsta ar fi, că altul nu mai e. Mai fi vreunul? Ăsta nu fumează, ăla se droghează. Dar chestia e că fumează. De ce zici? Fumează și dreptaș, cam ăsta ar fi. Mai e v- A, stai. Sau? Stai un pic. Left. Left e stânga sau dreapta? Right. Stânga, nu dreapta. Asta am greșit eu. Și acum? Nu era asta, era asta, deci eu nu-l văsem. Mereu un curs stânga și dreapta în engleză. Și am crezut că ăla, deci ăsta. E, ăsta chiar arată oriental. Și trebuie să-l dilesc? Nu cred că trebuie să-l dilesc. Dar ce mai trebuie să fac acum? Ia să mai duc ăștia pe lângă el, oferă ceva? Ia să uită în spate. Și acum o aruncă. Ok. Redwood smoking, bearded, maybe, could be, used to be, Azerbaijani. Good enough for me. Steve. Ah, deci trebuia să-l împușc. That is a wrap, my friends. Excellent work the pair of you. Now I got a rapid ball game to get to, so Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on, please. Shut up. That's a sport. Eliberează. Mai poate să plece ăsta? Let's go. Come on. Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-man fucking scumbags tell me what to do. What? You just tortured me. Don't ask too many fucking questions. Let's go. Get up. Come on, up the fucking stairs. Ai făcut praf ăsta, nici nu mai poate să meargă. Îl duce la aeroport. Ok, să-l duce pe fraier la aeroport. Ia, 1,3 mile. Avem ceva de condus, dar e, aia e. Acum plecăm noi cu mașina, se pare. Mamă, dar să-ți conduce ca dracu, să moară gibilan. Am zis că e în stradă. Stai, 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 că e un pic mai așa. Ok, hai să... Ce, ce, să încerc first person-ul? Hai să încerc.
Stai, care e V? Care era, mă? Unde e V? Așa. Hai că așa a început să mă la Bucharest Bike Traffic sau ceva de genul. Tipul ăla care se filmează cu bicicleta în București. Bă, chiar îmi place ce face, mai ales că sunt o grămadă de idioți în București și mai văd și eu câți frate pe acolo. Bă, da, chiar că e varsă București. Mi-a plăcut că a trecut și de câteva ori pe unde am locuit eu în București. Pe strada mea. Nu semnalizez că faci partea aia, du-te încolo. Și am avut și un clip de la ăla, de la cu motorbike sau ceva de genul. N-am, ia, urc pe asta, urc, da, urc. Bă, dar e altfel când conci așa. Bă, chestia e că ar trebui să respectăm traficul și pe cei șoferi. Da, având în vedere că suntem în GTA, ne băgăm printre ei așa. Sau, uite, banda asta e că merge. Mă, nu știu, parcă acum că am făcut și eu 18, parcă merge și mie să mă documentez despre legi de circulație și ce moca are ăsta. Uți? Stai, dă-te la o parte așa. Băi, bine că aici nu te ia poliția pentru limită de viteză și astea. Parcă în mafia era mai severă poliția în trafic. Da, bine, erau și mașinile mai proaste, nu prea te prindeau aia așa ușor. Mafia 2, zic. Atunci, stai mă pe loc, ce dracu faci? E, da, că am condus destul de bine și în GTA. Los Santos Air, unde ducem în... Un dracu se zice. Liberty City, așa. Mă scuzați că am puțin îngăsit pe la colțul gurii. Bă, că chestia asta cu engleza colțul gurii nu o să-mi băd niciodată, să moară și bilan. Din deținut politic a ajuns... Mă, state, nu știu ce dracu a ajuns ăsta. Bă, dar cred că mai bine rămânea la aia acolo ce-i dădeau cu pistolul în cap sau ce făceau, îi dădeau cu... țava la pistol. Da, hai că i-a dat și valiza cu bagajul noia. Cade pe scări. Ce ziceam? Gata, și asta a fost și misiunea. Am terminat pe săracul om. By the book. By the book, da. Continuă. E, aia, hai că mi-a plăcut misiunea asta. Cam atunci cu clipul ăsta, cred că mai filmez unul acum că mi-a venit chef să mă joc GTA. Eu o să închei aici, ne vom auzi data viitoare. Ciao, les. Mamă, ce i-am scuipat pe ecran.